Senatorul Maricel Popa a declarat că la începutul săptămânii acesteia va depune o plângere penală pentru modul în care a fost gestionat terminalul care urmează a fi construit la aeroport. Demersul este făcut după ce conducerea aeroportului Ieșean a anunțat schimbarea construcției scheletului terminalului din structură metalică în structură de beton. Maricel Popa a anunțat că va depune plângere penală la Oficiul European de Luptă Antifraudă, la Ministerul Transporturilor, Curtea de Conturi și la DNA pentru fraudarea licitației. Cum s-a reușit să se schimbe soluția tehnică din schelet, din construcție metalică în construcție de beton, de-a favorizând ceilalți contracandidați? Acolo este o fraudă de 7 milioane de euro și probabil sunt și alte interese. După cum cunoaște, schimbarea unei soluții fără procedură de licitație duce la o penalizare la proiect între 25% și 100%. Din 70 de milioane de euro, ceea ce reprezintă bugetul pe un an a Consiliului Județean, vă dați seama ce dezastru. Banii, în loc să fie recuperați din fondurile europene, vor fi recuperați de la Ișeni. De cealaltă parte, președintele Consiliului Județean Iași, în subordinea căreia se află aeroportul Iași, acuză PSD că boicotează orice inițiativă. De 2 ani de zile recuperăm timpul pierdut de administrația PSD-ist, care nu a fost în stare să dezvolte proiecte pentru Iași, dar în schimb vrea să le blocheze pe cele actuale. În timp ce noi suntem cu piciorul pe accelerație la maxim ca să atragem fonduri europene pentru marile proiecte ale județului, PSD Iași nu face altceva decât să tragă frâna de mână și să boicoteze orice inițiativă de dezvoltare a județului nostru. Nu e prima dată când lansează acuzații nefondate. De fiecare dată când instituțiile statului au făcut verificări la proiectele Consiliului Județean în acești 2 ani, s-a dovedit că s-a procedat corect.